Astăzi, în cadrul Consiliului Local, a fost votat al doilea subsecvent privind proiectul reabilitarea sistemului rutier din municipiul Hunedoara. Ca să fac un scurt istoric, ca să fiu foarte bine înțeles și clar în același timp, ne-am propus încă de la începutul mandatului să identificăm toate străzile din municipiul Hunedoara care necesită reparații, cât și străzile din satele aparținătoare. Sunt un număr de 114 străzi cu parcări, cu zone verzi și trotuare și aproape 400 de drumuri vicinale, drumuri de țară din afara localității, ca să spun așa, dar care aparțin tot de noi. În acest moment, acest mega proiect, acest acord cadru, cum îi spunem, deja este licitat, este semnat contractul de execuție și se lucrează. În acest moment se lucrează în cartierul Ome din municipiul Hunedoara, în zona din centru vechi a municipiului Hunedoara, iar în momentul în care va fi finalizat, se va trece la următoarele zone. Zone care astăzi au fost votate ca și ordine, ca și indicatori. Acest subsecvent numărul 2 are următoarele zone. Cartierul Traian Vuia, cu tot ce înseamnă zona respectivă de reabilitat. Parcări, trotuare, străzi. Cartierul Micro 5-1, cu strada Zambilelor și Privighetorilor, zonă din care au fost foarte, foarte multe solicitări pe adresa, de adresa noastră a primăriei. Toată zona aceea va fi reabilitată la fel, cu zone verzi, cu parcări, cu trotuare, cu străzi. De asemenea, zona din spatele primăriei din centru vechi, alta decât cea cuprinsă subsecventul numărul 1, respectiv strada Ciocârliei, Mierlei și Aleea Parcului. La fel, străzi, trotuare, zone verzi, parcări. Și totodată, o anumită parte de aproximativ 40% din cartierul Ceangăi, cartierul de la intrare în municipiul Hunedoara, cartier de case, unde avem o problemă de infrastructură foarte gravă, care nu este reabilitată probabil din jurul anilor 1980. Vorbim de strada Ecaterina Vargu și de strada Dorobanților. Ei bine, tot acest subsecvent, cum îl numim noi, însumează peste 20 de milioane de lei, sau dacă doriți, peste 200 de miliarde de lei vechi. În momentul de față suntem pregătiți în funcție de resursa umană pe care o are constructorul. Cum se termină lucrările în cartierul Ome, cum încercăm să acoperim cât mai multe zone cu muncitori din aceste cartiere despre care vorbim. Sper să avem încrederea cetățenilor și totodată răbdarea lor, pentru că este important să avem și răbdare ca să putem să nu doar să începem, dar să și finalizăm în condițiile în care se va crea într-adevăr un disconfort foarte mare privind circulația în aceste zone, dar vă asigurăm că vom monitoriza în fiecare zi toate lucrările de pe acest subsecvent numărul 2.